În ultimii ani, în spitalul din Slatina s-au făcut numeroase investiții, dar cu toate acestea, problema personalului rămâne una nerezolvat. Asta în condițiile în care concursurile pentru asistenți medicali s-au tot repetat, iar mai multe posturi de medici încă nu sunt ocupate. Trei secții importante din spital nu au medici. Nu putem vorbi în Spitalul Județean de Urgență Slatina de un deficit de medici. Avem însă câteva, de fapt, două specialități care ne lipsesc. Este vorba de postul de alergolog care, după pensionarea doamnei doctor Belinski, a rămas neocupat, deși noi l-am scos la concurs de nenumărate ori, dar nu am avut niciun candidat interesat să se înscrie la acest concurs. De asemenea, medicina sportivă rămâne în continuare postul vacant. La medicina sportivă s-a apelat la o soluție provizorie. Un medic de la Craiova vine de 3 ori pe săptămână. Acesta a semnat un contract de colaborare cu Spitalul Slătinan. Alte două secții, cea de anestezie și cea de terapie intensivă, se confruntă cu o lipsă de medici. Ne mai dorim să recrutăm și medici în secția de anestezie și terapie intensivă, unde normarea este una specifică. Numărul de medici trebuie să fie destul de mare raportat la numărul de paturi, astfel că în perioada imediat următoare vor fi scoase la concurs două posturi de medici pe secția de anestezie și terapie intensivă. Cele două posturi vor fi scoase la concurs în perioada următoare. Astfel se va rezolva și deficitul ce se resimte mai ales pe perioada concediilor. În acest moment, secția funcționează cu 10 medici.